La 48 de ani, italianul Gianluca Vacchi a cucerit internetul cu stilul său excentric. Peste 4 milioane și jumătate de oameni îi urmăresc zilnic activitatea pe Instagram, iar el are grijă să-i surprindă mereu. Printre filmulețele cele mai apreciate sunt cele în care bărbatul dansează alături de iubita cea sexy, Georgia Gabriele, fotomodel și designer. În România nu a venit însoțit de ea, dar a atras atenția oricum. Hello, Gianluca. How are you? Inside, on the cushion. How is in Romania? It's fantastic. Fantastic. Gianluca și-a făcut apariția la conferința de presă înconjurat de o armată de bodyguards. Nici nu e de mirare. Italianul e om de afaceri, milionar în euro, DJ tot mai apreciat și vedetă a internetului. Was being famous your purpose for you? No, it's a consequence of showing my life. But it has always been like this, you know. My social network give to the world a window of my world. But my world didn't change. I feel so lucky. It's a privilege. For me, it's a privilege living my life. Sometimes they say, "Would you like to do a movie?" My life is a movie. My life is already a movie. I'm so happy. Gianluca spune că până la 46 de ani s-a dedicat exclusiv afacerilor, iar de 3 ani face ceea ce îi place, dansează și mixează, iubește viața și asta se și vede. Life is about vibes, you know. You receive vibe and you give vibe. And so if I can, I mean, smiling and being positive, you can solve problems even better, you know. Men and women are all the same. The only thing that makes the difference is education and respect. Despre excentricul milionar s-a scris că s-ar fi iubit la un moment dat cu celebrități precum Jennifer Lopez sau Aida Iespica. De câțiva ani este însă oficial alături de Georgia Gabriele. When I am in love, I'm very concentrated, you know, on being very positive and try to give all the attention to my girlfriend. Why isn't she with you right now? Because she has to work. Someone has to bring the money home, you know? La 49 de ani, Gianluca arată bine și se menține într-o formă de zile mari, dar nu neapărat printr-un regim alimentar strict. Pizza, chocolate. Yeah, I'm so... There I'm spoiled. In that sense, I'm spoiled, you know? What is your diet like? I eat 5 to 6 times a day. And not very much for each time that I eat. And I eat chicken, eggs, pasta. I eat pasta. I don't eat red meat. So no, it's normal. I mean, I eat. I'm not like making sacrifice. Când a fost întrebat dacă colecționează ceva, excentricul Gianluca a avut un răspuns neașteptat. I collect many things. Women, for example. sorry, it was a lapsus. You understood that I'm joking. Any message for your fans from Romania? Try to live your life in a serene way and understand really in a deep sense that we just have one. Gianluca, can you sing something for our show, TV show, is La Maruza? La Maruza? The only thing I can sing, seeing, watching you is Tu sabes que no quiero perderte, tu sabes que t'amore tan fuerte. După conferința de presă, unde vedeta italiană a fost deschisă și plină de umor, seara, Gianluca Vacchi și-a făcut apariția în club cu mult fast și artificii. De la petrecere nu au lipsit nici vedetele autohtone, Alin Ionescu, Denisa Nechifor, Brigitte Sfăt și Adina Buzatu. Let me introduce you the first time in Romania, friend, the one and only phenomenon, Gianluca. În calitate de DJ, italianul a făcut senzație în club și le-a oferit celorlalți un dans marca Gianluca.